Deviere superbă, joacă din devier formația lui Dan Petrescu, șansă importantă și cred că se dă penalti. Noi avem în reluare faza cu incursiunea lui Dinu Todoran, agățat într-adevăr de Răzvan Patriche. Dănălache față în față cu Andrei Popescu. Dănălache înscrie pentru Unirea Urzicenii, 1-0 pentru echipa lui Dan Petrescu. N-a mai făcut-o din sezonul trecut, niciun gol pentru el, e drept că nici nu prea a jucat în acest sezon, a bătut bine Dănălache. Pornește un nou atac de la centrul terenului, foarte bună însă recuperarea, muncește mult Onofraș. Dănălache scapă pe contraatac, n-a fost offside. Dănălache față în față cu Popescu, 2-0! Cât de ușoară a apărut finalizarea lui Dănălache față în față cu Andrei Popescu, a lăsat impresia că era cu poarta goală. Aruncă la fel de repede Nicu, Dănălache în careu, Dănălache, gol! 3-0! Este însă un hat-trick prin care Dănălache își depune serios CV-ul pentru un post de titular la Unirea Urziceni.